O familie de români trăiește o dramă de 6 luni de când singurul său fiu, Alexandru, este în comă într-un spital din Spania. Tânărul a fost bătut în iulie anul trecut de un grup de 20 de oameni, unii dintre ei minori, iar de atunci părinții lui plâng și se roagă pentru o minune. În zorii zilei de 25 iulie 2021, un tânăr de 23 de ani pe nume Alexandru a fost atacat cu brutalitate într-un parc din Spania de un grup de tineri, mulți dintre ei fiind minori. Aceștia au înregistrat bătaia brutală și l-au lăsat aproape mort pe pământ, dar nu înainte de a-i scotoci prin buzunare pentru a-l jefui. Un localnic a fost prima persoană care l-a tratat pe român și a sunat la camera de urgență. 6 luni mai târziu, Alexandru continuă să se zbată între viață și moarte, fără ca cineva să le poată spune părinților dacă se va mai trezi vreodată din comă. Ancheta asupra agresiunii brutale față de Alexandru Ioniță se apropie de final și presupușii agresori vor fi judecați pentru tentativă de omor. Acuzația fundamentală cu care se vor confrunta a depins de evoluția tânărului și ținând cont de ultimele raportări medicale care reflectă stabilizarea acestuia, pare clar că nu vor fi judecați pentru omor.